important. Nu e autoreferențială, că e o categorie. Este o categorie. Mai sunt ca domnului Gușe, e relevantă și importantă, dar ideea de bază pe care am extras-o din scurta polemică civilizată cu domnul Cete Popescu, Cristian Tudor Popescu, e alta. Anume că într-o democrație în care presa pretinde să fie a patra putere în stat, există o complicitate sau o relație simbiotică între politicieni și jurnaliști. Ori a, de pildă, blama eșecul politicienilor de a produce o nouă generație de tineri politicieni altfel, europeni, cu alt orizont, cu altă perspectivă, cu altă educație, cu altă ținută, merge mână-mână cu blamarea eventual eșecului jurnaliștilor de a cel puțin păstori un tip de dezbatere publică care la noi nu există. Și domnule Culici, eu sunt unul dintre cei care în 1992... În fine, smeriți locul în seara asta. Ai zis ceva care mă interesează. Am să vă surprind. În 1992 citeam Apel către Lichele și Du-te la Nucșoara Tatulici, de Gabriel Inceanu. Da. Și tot în 92 descoperam figura lui Monica Lovinescu și a lui Ide Sârbu, om de stânga, care spunea că socialismul era implacabil și inevitabil. Puteai fi om de stânga, domnule Boda, și să te trezești. Ion Iliescu nu a vrut să se trezească și s-a trezit după 20 de ani că poate să-l cinstească pe Diaconescu. Fac parte dintr-o generație care crede că s-au ratat 20 de ani și că trebuie reînceput un nou ciclu politic cu alte rădăcini și cu un alt orizont. Ne întoarcem.